acum din nou cu Domnul, trec pragul casei voastre și vin la voi cu anul ce vine împreună. Sunt sol trimis cu anul cel nou din slavia voastră, ca și în căsuța voastră să spun de vestea bună. Și inimile voastre să audă vestea nouă, ce poate până acum voi nu ați auzit. Iisus Mântuitorul a dus-o și vouă, putința mântuirii pe lemn când s-a jertfit. Să știți, orice păcate, oricâte mari și grele, cu care al vostru suflet, trăind, v-ați încărcat, El le-a luat asupra-și și s-a suit cu ele pe Golgota și acolo cu sânge le-a spălat, ca din osânda morții, din veșnica pieire, prin chinuri și prin moarte, iertare v-a adus, că prin credința în Domnul, venind la mântuire și urmându-L cu ascultare, veți fi cu Tatăl sus. E anul nou, e vremea și clipa cea mai bună să ascultați chemarea ce vi se face acum. Primiți cu drag pe Domnul și mergeți împreună cu El pe totdeauna pe-al mântuirii drum. Primiți cu drag pe Domnul în inimă și în casă, să începeți de azi cu Domnul un drum ceresc și voi. Cu El va fi viața aici cea mai frumoasă și cea mai fericită în veacul de apoi. Cu El va fi viața aici cea mai frumoasă și cea mai fericită în veacul de apoi. Amin. Slăviți să fie Domnul!